crashing down and into the plane. All things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Am decis să pornesc filmarea într-un moment în care arăt bine, bine de tot. Uitați-vă la mine, sunt bine, bine rău. Sunt în mijlocul machiajului și am... Uitați, îmi depărtesc pudra. Am buzele acoperite, n-am trăsături, n-am ochi, n-am sprâncene, n-am buze, n-am nimic. Dar am zis să încep acum să vorbesc cu voi, ca nu cumva să uit. Este sâmbătă după amiază, iar eu mă pregătesc să merg la festivalul anual. Acum pare așa că urmează ceva de film, de carte, de mâncare. Street Food Festival. Anul acesta se ține în grădina publică. Cred că am fost în fiecare an. Da. În fiecare an de câțiva ani, adică nu în fiecare, nu știu de când e, dar știu că e în fiecare an și se organizează locații diferite, anul ăsta în grădina publică. Și mă pregătesc să merg, să mănânc, să filmez, să mă uit pe acolo. Sunt curioasă câți oameni vom fi. Chiar sunt curioasă și am zis să mă machiez și am zis că e foarte important să deschid camera pentru că vreau să vă iau și pe voi cu mine. Voi fiind unul dintre motivele pentru care vreau să merg la acest festival, pe lângă motivul evident și anume să mănânc, dar vreau neapărat să și filmez toată experiența. Am așa și cumva speranțe și emoții că o să mă întâlnesc și cu unele dintre voi. Pentru că acum vreo 2 ani, un an, nu mai știu, m-am întâlnit cu mai multă lume în grădina publică, tot așa de Street Food Festival, da, cred că acum 2 ani, parcă așa. M-am întâlnit cu niște fete în autobuz în drum spre grădina publică, după aceea în grădină m-am întâlnit cu 2 fete, una dintre ele începuse să plângă și a fost foarte așa emoționant și nu mai țin minte exact ce am mâncat și cum a fost acolo, dar țin minte fazele astea și m-am bucurat foarte tare. Și apropo de chestia asta, în vlogul trecut am uitat să vă spun, am uitat pur și simplu, că în Brăila, undeva pe faleză, într-un parc, de lângă faleză, ceva parc de copii destul de populat așa de oameni, lângă o terasă, în fine, nu știu cum se numea de asta, dar atâtea detalii geografice, m-am întâlnit cu 2 fete, m-au oprit 2 fete care mi-au spus că mă urmăresc de când aveam 50 de abonați și am stat de vorbă, am făcut poze, a fost foarte drăguț și chiar nu se mai întâmplase treaba asta de mult. Deși eu primesc, uite și azi, am primit un mesaj că m-a văzut cineva pe faleză și n-a venit să mă oprească pentru că, nu știu, i-a fost rușine sau... Eu mai observ când oamenii se uită la mine și mereu mă întreb dacă se uită pentru că mă știu de pe YouTube sau pentru că, nu știu, orice altceva, am ceva pe față, le-am făcut ceva rău. Știți că uneori o privire poate fi interpretată în multe feluri. De cele mai multe ori eu mă gândesc că, băi, poate mă știe de pe YouTube sau poate nu neapărat că mă știe, dar m-a văzut la un moment dat într-un clip și nu mă urmărește neapărat, dar mă ține cumva minte, că știe că m-a văzut undeva și nu ține minte dacă din viața reală sau de pe YouTube. Și da, așa trec cumva mai ușor peste unele priviri care par... De care așa mă pun în gardă, mă gândesc, băi, ce-o fi, am ceva pe față, pentru că au fost momente când am ieșit din casă cu șampon uscat în cap întins, gen aveam așa pete albe în cap, când am ieșit aveam tuș întins, când aveam ruj pe nas și de asta când se uită cineva la mine, instinctiv îmi vine să scot telefonul să mă uit la cameră, adică să pornesc camera, să mă uit să fiu gen sigură că n-am nimic pe față, dar da, fir de păr, fir de păr, doamne, ce mă mănâncă, da, în fine. Am vrut să vă zic și de treaba cu fetele pe care le-am întâlnit în Brăila și sper să mă întâlnesc cu unele dintre voi și astăzi mă gândesc că fiind sâmbătă, festivalul acesta, Street Food Festival, o să zic festival, sună așa mai bine, având în vedere că e, nu, urmează weekendul cu altul, nu e weekendul ăsta, da, mă rog, mă gândesc că el a început de joi, de pe 2, și continuă până mâine seară. Și mă gândesc că în weekend cred că va fi mai multă lume decât în timpul săptămânii. Și chiar sunt curioasă. Da, poate mă gândesc și cu oameni cunoscuți, gen pe care îi cunosc și eu. Nu știu, deocamdată mă gândesc cu ce să mă îmbrac.
Nici nu știu cum să mă machiez, din câte vedeți. Sunt pe aici confuzată. Nu se iau paleta asta, care e o paletă superbă și nu să încep cu ea. Da, ce ziceam? Știți că voiam să zic ceva, dar nu mai știu ce. Așa că n-ai 150 de gânduri deodată. Cineva voiam să zic... Nu mai știu. A, de vreme, că nu știu cu ce să mă îmbrac. Cred că asta începusem să spun. Da, m-am probat până acum cu tot felul de chestii. Cu mai multe rochi, cu pantaloni, cu bluze. Afară pare cald și în casă mi-e foarte cald în momentul ăsta, dar... Acum, nu știu dacă să mă bazez pe treaba asta și să mă îmbrac gen de vară și să-mi iau geacă la mine sau să mă îmbrac mai gros, nu știu. E confuzalnic. O, Doamne! Și am cum se întâmplă asta, stați așa. Am făcut o prostie pe aici cu o pensulă. În fine, da. Vedem, o să vă arăt cu ce mă îmbrac. M-am gândit prima oară să mă îmbrac cu o rochie, dar după aia mi-am dat seama că aș fi, cred că... overdressed, având în vedere că e un eveniment de ăsta mai, poate mai relaxat în grădina publică, nu intru în palat sau ceva și ar și fost probabil overdressed. După aia m-am gândit la blugi și eram gen blugi, o să mă satur de ei acum că vine toamna, dar după aia mi-am zis, da, dar drăguț, nu i-am purtat până acum. În fine, m-am gândit și la cămașă, dar la fel mă gândeam cămașă. Eu asociez cumva cămașa cu școala, știu că nu e o asociere neapărat corectă, pentru că, sper că am fost în focus până acum, pentru că există 11.000 de feluri de cămăși și cumva când ești obligat să te îmbraci într-un fel ani de zile, ani de zile, după aia, adică te gândești că, Doamne, nu o să mă mai îmbrac niciodată cu cămașă. Dar nu e neapărat ok, pentru că există cămăși și cămăși, na. Mă rog. Vedem, după ce mă machiez, o să fac un duș. Le pun de mâncare la pisici. Mă îmbrac și mergem. Apropo, mi-au ajuns lentilele de contact pe care le-am comandat de pe un site. Nu știu de ce v-am zis asta, că voi nici nu știți că am dat comandă. Să vă povestesc! Deci, și bam! Povestea continuă din baie. Am închis atunci filmarea ca să mă pregătesc un pic mai repede. Și pentru că oricum urma să fac tușul, să mă dau cu chestii pe buze și nu mă puteam neapărat concentra și la vorbit și la făcut treaba aia încât să iasă destul de bine. Văd că mi s-a plăștit un pic părul, așa că o să mă dau un pic de șampon uscat. Și sper din suflet să nu uit, să-l întind, apropo de ce povesteam mai devreme. Ia stai așa. Nu fac asta de obicei, dar având în vedere că am părul drept la 100 de ani, îl țin așa un pic mai mult, îl țin vreo 5-6 zile fără să-l spăl. Dar mâine seara cred că îl spăl, că nu o să mai rezist. Ok, îl lăsăm un pic. Trebuie să ies din casă în vreo 5 metri. Așa că o să vă povestesc destul de repede. Fiți atente aici. Știți că eu mi-am luat în luna iunie lentile de contact de la o optică și acele lentile de contact m-au ținut timp de 2 luni. Când se apropia data lor de expirare, să zic așa, stați un pic. Să respira aer curat ca aici cu șampun uscat. Așa, mi-am dat comandă pe Lentiano, este un site care mi-a fost recomandat de prieten, mi-am dat comandă de lentile, de cutie, de două cutii, a câte 6 lentile fiecare, astfel încât urma să plătesc vreo 4.500.000, 450 de lei pentru cei mai tineri ca mine, așa, și urma să mă ajungă multe luni de acum încolo. Am văzut eu pe site ceva dubios, am decis să sun, dubios în sensul că scria acolo că comanda o să ajungă pe 6-a 10-a sau ceva, nu, pe 6-a, da, pe 6-a 10-a, adică în luna octombrie, așa că i-am sunat și mi-au zis că e o problemă de la producător și că cei de la Pure Vision sau cum se numește brandul au niște întârzieri foarte mari și posibil să-mi ajungă chiar în luna octombrie lentilele de contact și că îmi sugerează să mă duc la optică, să-mi recomande alte lentile și să anulăm comanda, ceea ce am și făcut. Așa că am fost în mall la optica de la care am luat prima oară lentilele și mi-au dat comandă de alte lentile. Nu știu, n-a fost o discuție foarte productivă și nu știu dacă au înțeles neapărat ce le-am zis eu acolo. Ideea e că mi-au dat comandă de alte lentile, tot de la Pure Vision. De data asta ultra, nu știu cum, pentru astigmatism și mi-au zis că poate să dureze până la 60 de zile. Și m-am enervat destul de tare pentru că nu știu ce e cu oamenii ăștia de la Pure Vision și care e treaba cu întârzierile.
Așa că am ajuns acasă și am dat comandă de pe site-ul videt.ro de niște lentile de contact, care scriau că o să mi ajungă super repede. Ceea ce s-a și întâmplat, mi-au ajuns în 4 zile acasă. Nu știu să vă zic acum brand-ul. Ar trebui să scrie, dar... În fine, o să vă scriu pe ecran, o să vă zic mai târziu, nu mai știu cum, stop, nu știu cum, ceva de genul, 33 de lei bucată și mi-am dat comandă de două lentile, una pentru fiecare ochi și m-am bucurat că le-am găsit așa, astfel încât pot să le și testez. Și le-am scos din ambalajele lor, momentan sunt aici, nu sunt la ochii mei, le-am testat pentru cam o oră, cam așa, dar am decis să le scot pentru că mi se părea că am ochii destul de uscați în acel moment, erau uscați încă de dinainte și am zis mai bine le las aici până plec de acasă, până mă machiez chestii trestii și le pun după aceea. Așa că asta voi face acum, o să-mi pun lentilele de contact și... o să le testez pe o durată mai lungă. Deocamdată pot să vă zic că sunt mai mai moi și mai albastre decât cele de la Pure Vision. Și o să o aplicăm mai repede pe ochi, parcă sunt și un pic mai micuțe, oricum aveau alt diametru față de acelea un pic mai mic. Și am avut cumva emoții, n-am știut dacă o să mi se potrivească, dar iată că se potrivesc. Așa, m-am spălat pe minuțe. Îmi sună telefonul, dar nu pot să-l ating pentru că abia m-am spălat pe mâini. Îmi sună, adică pe Messenger, nu îmi sună. Se bane și pisici afară. Da, mă rog. Da, și le-am pus în soluția asta să se hidrateze. Ele deocamdată par ok. Faza e că sper să n-am probleme cu ele. O să-mi iau căpăcelul ăsta la mine în caz că, nu știu, mi se usucă extrem de tare ochiul sau ceva și nu le suport, să pot să le scot. Și da, ele arată cam așa. Nu știu cât înțelegeți voi. Sunt foarte moi, subțiri așa și apoase față de celelalte. Și ăsta e dreptul, da? Mi se pare că sunt și mult mai, mai flexibile cumva. Și vă ziceam că le-am testat un pic mai devreme. Ei bine, din primul moment în care le-am pus pe ochi, am început să văd foarte bine. La celelalte de la Pure Vision pe care le-am avut nu era cazul, în sensul că le puneam în ochi și durau câteva minute, îmi lăcrimau ochii să se acomodeze, dar astea mi se pare că mult mai repede s-au adaptat pe ochi. Și faza e că la multe lentile din astea pentru astigmatism, oamenii se plâng prin comentarii, la alte branduri mă refer, că sunt mult mai groase decât lentilele normale, iar cei care au lentilele respective zic că da, că așa sunt astea de astigmatism, un pic mai groase. Însă astea, de la top nu știu cum, nu mai țin minte cum se numește, dar v-am zis, cred că v-am scris sau în fine, astea sunt mult mai subțiri și mult mai flexibile și decât Pure Vision. Deci da, sper să fie bine. O să-mi iau la mine și picăturile de ochi și căpăcelele astea, ia să le iau direct din baie de aici și sper să fie ok. Acum hai să-mi scutur și șamponul uscat ca să nu fiu total dubioasă. Dacă ar sta și șuvița asta de păr cum trebuie aici. Stai! Da. Stai că mâinile ude. Sunt agitată că trebuie să plec de acasă. Și așa sunt eu când plec de acasă. Mă agit. Că mereu mi se pare că m-am 1000 de chestii de făcut și foarte puțin timp. Stați să mă uit și eu să vă ce au scris oamenii ăștia. Gata, am rezolvat. Da, și cam asta este istorioara cu lentilele de contact. M-am supărat pe un moment. Ce să zic? Chiar mă gândeam, zic, Doamne, în sfârșit... M-am organizat și eu și am fost și mi-am făcut control și mi-am luat lentile de contact și am crezut că tot o să fie bine și că... Oh! O, Doamne! Voiam să vă zic că mi s-a transferat rimelul și mi-am dat și cercelul jos. Uite ce s-a transferat sus. Cred că nu mi-am setat pleoapa, cred că asta s-a întâmplat, am uitat să o setez. Ah, trebuie să mă duc să remediez problema că arată rău deja. Și acum nu mai am ochelari care să ascundă micile defecte ale machiajului de la ochi. Ei, da, deci eram dezamăgit așa, că mă gândeam că abia am reușit și eu să-mi găsesc lentile, abia scăpasem de ochelari, mă rog, mai purtam, dar nu în fiecare zi. Și, nu știu, având în vedere că îi port de ceva timp ochelari, iar mi se pare că am început să am semnele alea pe nas, pentru că mie mi se pare că ochelarii, făcând presiune pe nas, îi schimbă forma și, într-adevăr, eu am niște adâncituri aici pe care nu le aveam acum câțiva ani înainte să port ochelari. Și vă dați seama cum mă enervează chestia asta, pentru că nu vreau să rămân cu urmă pe nas din cauza ochelarilor. Da, mă rog. Nu știu, m-am supărat și de aia. Chiar dacă am dat comandă la optică de lentile, am zis că eu nu pot să aștept 60 de zile până o să vină alea și vreau neapărat lentile, pentru că mă stresam primul rând treaba asta cu...
urma de pe nas, ca să nu mai zic toate celelalte motive pentru care lentilele de contact sunt mult mai practice. Acum să vedem, sper să nu am probleme, am ochii deja un pic roșii, trebuie să mă uit la treaba asta pentru că o să compar cum arată acum față de peste câteva ore și așa decid dacă mi se potrivesc lentilele. Deocamdată, nu știu, ochii mei oricum sunt destul de uscați ei în ultimul timp, nu știu ce se întâmplă, nu îmi enervează, oricum, gata, vă las. Mi-am mutat și cărarea între timp, mă duc să-mi iau o jachetă ceva, să-mi pregătesc geanta și să mergem la Food Festival. Sper că nu s-a mâncat toată mâncarea până am reușit eu să fiu gata și noi împreună cei care mergem să ne sincronizăm și să mergem. Da, ok, mă duc să mă pudrez un pic și să șterg grimerul ăsta întins, cât de enervant. Și încă o treabă vă mai zic până să ies din baie. Astea sunt lentilele, fostele mele lentile, pe care le-am lăsat, deși nu le-am mai purtat de câteva săptămâni, le-am lăsat la ele în suport și astăzi le-am scos acum câteva ore. Și le-am lăsat aici, da, fără să mai fie într-un mediu umed. Și uitați-vă cât de tare s-au uscat, sunt exact ca un plastic foarte tare și gata, nu mai pot fi folosite, dar eu chiar voiam să fac experimentul ăsta, să văd exact cum se simt lentilele dacă nu mai sunt hidratate. Și cam așa. Da, s-au făcut exact ca un plastic, ca o bucățică de plastic. Sunt așa foarte tare lentilele de contact, dacă te gândești cum printr-o bucățică de plastic care trebuie să stea la hidratat, noi putem să vedem super clar și corectează problemele de vedere. Foarte tare! E 11, am ajuns acasă și mi-e somn. Deși am dormit azi, nu pot să zic că nu. Având în vedere că m-am culcat la 4 dimineața, astăzi am dormit un pic aiurea și acolo la 11 mi-e somn, ceea ce mie de obicei nu mi se întâmplă. Dar în fine, cert e că am ajuns acasă. A fost drăguț la festival. A fost, cred că așa cum mă așteptam, în sensul că a fost foarte multă lume, cozi absolut peste tot. Am prins în vreo două locuri fără să stăm la coadă, dar în alte două locuri am stat foarte mult. Un pic dezorganizat, în sensul că te puneai la o coadă, stăteai acolo, după care peste 5 minute aflai că de fapt nu e coada potrivită și că de acolo se ridică mâncarea și trebuie să stai la altă coadă ca să-ți comanzi mâncarea, ceea ce este o bucurie enormă. Dar hai să vă zic, am băut o limonadă cu mentă foarte, foarte bună, delicioasă, a fost super bună. O prietenă și-a luat niște calamari extrem de gustos și am mâncat și eu, mi-au plăcut, nu mă așteptam. După aceea, eu mi-am luat cartofi cu ribs, ceva, 30 de lei a costat porția, o porție micuță, ca de obicei, la festivalurile astea prețurile sunt destul de mari, dar, na, aia e. Și foarte bun, și cartofii ca la mama acasă, adică exact cum îi face acasă, și ribsurile respective extrem de gustoase, carne foarte fragedă, făcute în ceva sus de barbecue, extrem de bune. Și altcineva și-a luat aripioare cu cartofi prăjiți. Și cred că a zis că au fost bune. Nu mai știu. În afară de asta am băut bere și așa sangria, care avea gust de vin. Gen, vin de ăla de la... Adică vin de țară. Știți? Nu vinul ăla din sticlă. Vin de țară oarecum. Ok. Ok. Și da, rest aglomerat, multă lume. A fost drăguț, ce să zic. Da, chiar a fost fain. Nu m-am întâlnit cu niciuna dintre voi. Asta m-a cam întristat. Dar cine știe? Data viitoare, când
ies prin oraș. Acum, ideea e că mâine nu știu ce să fac. Eu m-aș fi dus la film, la ceva scos de Marvel, am uitat cum se numește, dar mâine din păcate nu este, așa că mă gândeam să mă duc la After ceva, nu mai știu cum se numește, mă rog, e foarte dubios în sensul că acum vreo lună m-am uitat într-o seară, mă plictiseam teribil și am căutat eu top filme din astea de dragoste, da, cu adolescenți, gen, și mi-a fost recomandat filmul After, care e un film așa cumva clișeic, dar a fost drăguț, să zic, simpatic. Într-un fel mi-a plăcut, cred, și acum a apărut partea a doua, cum ar fi continuarea. Și având în vedere că l-am văzut recent pe celălalt, am zis, hey, why not? Și am văzut că mâine la 3:30 este filmul la cinema și am zis să mă duc, să-l văd. Nu e, sau ba da, cred, sau oare nu? Nu știu dacă e 3D. Oare e 3D? Nu prea ar avea cum să fie 3D. Mă rog, vedem. Și da, mă gândeam să merg la film și să vă iau și pe voi cu mine. Și mâine, adică duminică, nu știu ce să mai fac altceva, în afară de faptul că trebuie să postez un clip. N-am deloc alte planuri, nu mergem pe nicăieri, prin natură, prin undeva. Da, în ceea ce privește lentilele de contact, pot să zic că sunt mulțumită, în sensul că cam așa arată ochii mei. Am uitat să-mi pudrez partea de sus a ochiului și vedeți ce super mi s-a făcut machiajul. Cam așa arată ochii mei. Se simt destul de uscați, dar să știți că nu mi-am pus deloc picături în seara asta, absolut deloc. Mi-am mai simțit așa uneori ochii uscați, dar clipeam un pic mai mult și după aia când îi deschideam era mai ok, așa că pot să zic că au trecut testul. Stau de câteva ore cu lentilele la ochi și nu, și văd clar în continuare, sunt suportabile, ochii mei sunt destul de uscați pentru că așa sunt ei, dar am de gând să-mi cumpăr niște picături care sunt cumva ca un gel. Mi-a recomandat tipa de la optică când am fost zilele trecute și mi-a zis că sunt mult mai bune picăturile de tip gel pentru că nu sunt apă chiară cum ar fi ca picăturile obișnuite, fiind gel cumva rămâne mai mult senzația asta de hidratare. Și mi s-a părut interesant și cred că voi cumpăra. Sunt mult mai scumpe decât picăturile astea normale. Astea costă gen 20 de lei și alea 80 de lei sau ceva. Enorm. Dar asta este. Na, dacă o să ofere un confort mai mare ochilor, cred că merită cumva. Având în vedere că mă țin vreo lună picăturile de ochi. Da. Ok, acum mă duc. Vreau să mă demachez, să-mi dau jos lentilele și cred că mergem împreună în baie pentru că vreau să să testez o mască pe care am luat-o. Vă arăt imediat. Deocamdată hai să mergem să mă demachez. Uitați-vă un pic la ea, în primul rând. Micuți! Ce faci, fată? Doamne! Iată-ți și pe astea mai grăsune, așa de felul ei. Am uitat să vă zic de încă o chestie pe care am mâncat-o. Mi-am luat un waffle. Adică am luat din ăla de clătită, dar nu în formă de clătită, ci în formă de waffle, wow, șocant. Umplut cu Nutella, cu banane și cu căpșuni. Și a fost ok, în afară de faptul că avea foarte puțină Nutella pentru cei 15 lei pe care i-am dat. A fost ok. Relativ ok. Mă jucam cu lentila asta pe care am lăsat-o în baie. V-am arătat-o când am plecat. Da, ce să zic. Acum, m-am pus să mă demachez, să fac un duș, să mă schimb. Deocamdată arăt așa, dar în câteva minute voi arăta cam așa. Da, e bine să fii machiat, aranjat, cu părul frumos, în haine, drăguțe, dar e bine și așa. Relaxat, părul prins, demachiată fără lentile care se usuce ochii. Totul este minunat. Vă ziceam că vreau să aplic o mască în seara asta pe față. Am fost la Stavros acum vreo 2 zile și mai țineți voi minte, nu s-a întâmplat acum mult timp, cu vreo 2 săptămâni, cred, sau 3, că v-am zis de masca aceasta de la Petit Maison cu green clay, cu argilă verde, așa se numește, care are ingrediente foarte interesante, de la kaolin, la niacinamide, la ceai verde, nu, la ulei de arbore de ceai, o mască foarte interesantă care mi-a plăcut. Am ținut-o la frigider după ce am deschis-o și mi-a ajuns în total să o folosesc de 3 ori. Și era foarte eficientă, o lăsam 10 minute pe față și îmi curăța foarte bine tenul meu uscat, dar care uneori se simte mai încărcat. În seara asta fața mea se simte super bine, e foarte, foarte catifelat și fin tenul, însă
nu l-am mai curățat cu mască de genul ăsta de vreo săptămână. Și fusei eu la Stavros, am luat masca aceasta, cred că eu voi da unei prietene. Și am văzut-o și pe aceasta, mai avea și o variantă pe roz, trebuia să o iau și pe aia, nu știu ce mi-a venit, adică de ce n-am luat-o. Asta este cu, cum se numește, cu cărbune și are tot așa la ingrediente, stai să vedem ce are. Are caolin, scrie așa, mască facială cu nămol din cărbune, vă ajută să vă înmuiați și să vă purificați pielea. Acesta, adică cărbune, ajută la curățarea ușoară a pielii și la decuplarea, nu știu ce scrie aici, scris extrem de mic, de asta mă chinui și stau așa, porilor, pentru toate tipurile de ten, așteptați 20-25 de minute până când nămolul se usucă complet, vai, la asta cât scrie? 10-15 minute și eu după 10 minute trebuie să o plătesc, la asta 20-25, wow! Ok, e o mască normală, nu e peel-off, nu? A se utilizat de 2 ori pe săptămână, se clădește bine cu apă caldă. Și a fost 4 lei, la asta vreau să ne-am găsit-o eu. Și să vedem cum este. E gri, nu e neagră. Miroase super bine. Și nu e foarte groasă, nu știu cum să zic, e interesantă textura, e cumva apoasă așa. Drăguț. E mai lichidă decât cealaltă oricum. Și se aplică pe toată fața și voi fi atentă și la ceas. Dar dacă voi simți, nu știu, după un sfert de oră să zicem că tenul meu e uscat, că s-a uscat masca și că începe să fie strâns tenul meu, mă voi duce și voi clăti pentru că nu prea vreau să risc cu nimic. Pentru că având tenul uscat, uneori sensibil, e riscant să te iei după timpul ăsta și în general trebuie să fim atenți ce ni se potrivește nouă. Dar într-adevăr e mai lichidă, mai apoasă, mai nu știu cum să-i spun. Se simte că nu o să usuce tenul foarte tare, mă gândesc. Hai că vedem. O să o clătesc și ori vă zic în seara asta părerea mea despre ea, ori mâine dimineață. Sper dacă o las pe mâine dimineață să nu uit. Da, gata, am întins-o, o las să acționeze și sper să fie bună. Ta-da, m-am clătit, am stat cam un sfert de oră cu ea. Și s-a clătit destul de ușor, fața mea se simte curată, se simte super ok. Stați un pic nasul, da, și nasul e destul de fin, deci a făcut o treabă bună și în ceea ce privește punctele negre. Acum am fața udă, așa și lucioasă, pentru că am primit de la o prietenă acest ser de la The Ordinary. Mă rog, nu era plin, mai avea cam un sfert. Mi l-a dat ca să-l testez și mai am puțin din el și îmi place, mă las fața udă și aplic puțin din serul ăsta, masez și fața mea arată super ok după aia și împreună cu crema hidratantă e foarte ok efectul. Și apropo, am început să folosesc crema de la Pitorescu și ca și cremă de noapte, nu doar ca și cremă de zi, pentru că mi s-a terminat crema de noapte și până o să-mi cumpăr eu o cremă ceva, am decis să o folosesc pe aceasta și seara și își face treaba foarte bine. Îmi place tare mult crema asta, e foarte, foarte bună. Bun, acum o să mă pun și eu să mă uit la ceva și apoi somn. Iar noi ne auzim mâine dimineață, deci noapte bună. Hello, hello! Este duminică, prânzul. E cam 1 și ceva ceasul. Tocmai ce am terminat de editat ce ați văzut voi până acum practic și de acum încep să filmez până diseară și vlogul în seara asta, dacă vă întrebați de ce a intrat la 10, 11, 12, ăsta e motivul, pentru că filmez și astăzi și o să vă zic un pic mai târziu ce planuri am. Deocamdată mi-este foame și mi-am pregătit aici un pahar cu apă pentru că mi-e și sete, dar mi-am făcut o salată, am așa. Nu se vede fiindcă am pus crutoane și n-am amestecat încă, dar la fund de tot este jumătate de roșie, care nu cred că are foarte mult gust, de asta am pus doar jumate. După care am pus niște salată verde, niște fâșii de sfeclă roșie, după care două ouă fierte peste care am pus un piper. Am pus peste tot, în afară de crutoane, evident, ulei de măsline și lămâie și apoi am pus două felii de pâine din astea gen crutoane și urmează să o amestec și să o mănânc.
Am amestecat și arată mult mai bine acum. Nu știu de ce aveam senzația că dacă las lucrurile așa cum am așezat, arată mai bine, dar nu, am amestecat și acum arată mult mai bine. Niam, niam, niam. Chiar mi-era poftă așa de o sălățică. Ce să vedeți, suntem tot în baie și ce să vedeți, am din nou acești cercei, exact ca și ieri, sunt cercei weekendului și încerc să-mi fac ceva la păr pentru că nu mai stă nicicum și m-am gândit eu că ar fi o idee bună să-l prind cumva într-o coadă și să-mi las cumva bretonul ca să-mi acopăr din această frunte foarte mică pe care o am. Da, s-a făcut ora 5 și să vă explic, vă spuneam ieri de filmul After We Fall. Nu știu dacă v-am povestit vouă sau am vorbit cu altcineva pe Facebook, nu mai știu, dar o să vă zic din nou dacă e tai eu la editare. Ups, m-am lovit la genunchi. Să-mi să vână tai, m-am lovit din nou, ups. Și n-am mâncat foarte multă ciocolată, deși pare. Deci, mai întâi, primul film a fost filmul After, pe care eu l-am văzut. După care, se pare că anul trecut, în 2020, s-a făcut filmul After We Collided. Așa. Iar acum la cinema este filmul After We Fall sau We Fell, cred că așa era. Și mi-am dat seama că eu, pentru că n-am văzut filmul cu numărul 2, ar fi ciudat să mă duc să văd filmul cu numărul 3. Așa că nu m-am mai dus astăzi la el și am convenit până la urmă să merg la filmul acela de care văzusesem eu ieri, că nu e la cinema, dar de fapt era o eroare pe site și se pare că este în seara asta în 19:15. Se numește Shang-Chi and Something, nu știu, e ceva legat de Marvel, un film care am înțeles că nu e cine știe ce, care cic ar fi mai bun ca Black Widow, dar tot nu e vreo lumină. Asta o să vedem, dar până atunci o să ies și eu un pic prin oraș, pe la un suc, pe la o chestie, pe la un cico și m-am îmbrăcat. Plănuiesc să port chestia asta de vreo 3 luni sau ceva, dar a fost prea cald pentru ea și astăzi, fiindcă e un pic mai răcoare, am luat pe dedesubt o bluză din asta crem, care e tare drăguțică și sarafan se numește, l-am luat pe deasupra și cam asta. M-am gândit să-mi iau dresuri, dar nu cred că le am pe cele potrivite, sincer. Așa că prefer să merg cu piciorul gol și oricum ideea e că probabil că o să se facă frig după ora 9 seara, însă atunci se termină filmul și o să vin direct acasă, nu mai stau la plimbare. Și cam asta. Trebuie doar să mai iau geaca și cam asta este. E a doua zi de purtare a lentilelor de contact. Deocamdată mă mănâncă un pic ochii, dar mâncau dinainte. Sper să nu fie vreo problemă, pentru că la film chiar ar trebui să văd. Film care e 3D. Deci mă duc să iau 3 perechi de ochelari din sacoșica în care sunt ei. Sper că n-am ascuns-o iar pe undeva, că avea o găsim. În fine, haideți să mergem. Trebuie mai întâi să iau să duc gunoiul și gata. Văd că stă și bretonul ăsta, m-am chinuit să-l fac cumva cu gel, pentru că el nu prea vrea să stea, adică acum, nici acum nu prea stă, dar mai devreme era și mai rea situația. Și afară am văzut că bate un pic vântul și pe lângă faptul că să-mi înghețe piciorușele, o să mi se zburlească și bretonul, ceea ce este absolut minunat. Dar haideți să mergem. Îmi cer scuze că mănânc gumă. Doamne, cât de mentolată e. M-am schimbat pentru că am primit un feedback de afară. Și am înțeles că e un pic mai răcoare decât bănuiesc eu. Mor de cald în momentul ăsta. Mi-am schimbat bluza, e neagră. Și mi-am pus dresuri negre. Se văd? Astea sunt, bam, bam. Și gata. Acum dacă o să-mi fie... Mai bine e mai cald decât mai frig. Cred că așa am putea să spunem. Deocamdată mi este super cald. Deci gata. M-am și încălțat, nu știu dacă ați văzut. Se freacă leu de mine, o să-mi pună tot părul înapoi. Schimbându-mă, mi s-a stricat și părul. Mi s-a stricat bretonul, coada, cred că coada o să o prind din nou și așa, deja mă doare capul, au. Nu știu cum rezistă unele fete să-și prindă părul zilnic, pentru că, în primul rând, e rău pentru păr, dar și durerea în sine a capului, au. Gata, haideți să coborâm, că și așa a trecut jumătate de oră de când trebuia să ies. Ups, dar n-am întârziat doar eu. Got me breathless when you
all the things you do to me. Vai, deci sunt toată ciufulită și bătută de vânt. S-a făcut un frig afară. Doamne, deci chiar dacă aveam la mine geaca, tot nu mi era ok. Foarte tare bate vântul, vedeți după părul meu. Dar am ajuns destul de repede acasă. M-am tot gândit pe parcursul filmului cum aș putea eu să... Ce aș putea să spun ca să vă... Împărtășesc totuși din experiența mea cu acest film, din ceea ce am văzut, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce... În fine, dar fără să vă dau spoilere. Și mi-am dat seama că este foarte greu să vorbești despre filme, despre cărți, despre seriale, etc., fără să dai spoilere. Așa că ce pot eu să vă spun este așa. Acest film m-a surprins, mi-a plăcut de 20 de ori mai tare decât Black Widow, care pentru mine a fost o dezamăgire. Dacă sunteți fani ai firmelor Marvel, trebuie să mergeți, să le vedeți, să-l vedeți pe acesta, pentru că e cumva, face parte din serie. Cei de la Marvel, după cum probabil știți, sau dacă nu știți, o să vă spun eu acum, fac aceste filme cu supereroi și deși ele sunt filme de sine stătătoare, cumva au legătură între ele și dacă pierzi vreo două, după aia, dacă te uiți la al treilea cumva, nu poți să înțelegi neapărat în totalitate ce se întâmplă. Așa că dacă sunteți fani și ați văzut până acum Iron Man și Thor, Avengers și toate filmele astea, Black Panther, trebuie să mergeți să-l vedeți, pentru că e un film care chiar merită și care spune o poveste. Și din acest punct de vedere, cred că, nu știu, chiar dacă nu sunteți neapărat fani ai firmelor Marvel și n-ați văzut niciunul până acum sau nu v-a interesat neapărat tot ce ține de ele, eu vă zic că ar trebui să mergeți, pentru că puteți să le înțelegeți și separat de ele. Adică, nu, v-am zis, sunt filme de sine stătătoare și dacă ascultați povestea, cu siguranță o să vă placă. Are și o doză de SF, la modul de cumva reunește lumea asta reală cu un pic de fantastic, de magic. Superb a fost. Deci, m-am zis, nu mă așteptam. Asta e că m-am dus cu așteptări foarte mici și m-a surprins foarte tare și probabil că de asta am fost dezamăgită la Black Widow, pentru că am avut așteptări mari. Dar mi-au plăcut foarte mult actorii, senzaționali actori, mi-a plăcut umorul, mi-a plăcut acțiunea, m-au surprins multe lucruri. Cred că aș putea să-l văd de încă 10 ori și mi-ar place de fiecare dată foarte tare și da, mi-a plăcut foarte mult. Deci chiar a fost super, super tare, v-am filmat și vă așa câte puțin, dar vă recomand să mergeți. Și dacă mergeți, vă rog să-mi scrieți ce părere ați avut, reveniți aici cu un comentariu și spuneți-mi cum vi s-a părut. Dar fără să dați foarte multe spoilere, pentru că mă gândesc că mai sunt persoane care citesc comentariile și nu am vrea să le stricăm bucuria, nu-i așa? Da, senzațional. A fost un film care mi-a plăcut la nebunie și trebuie să mergeți să-l vedeți, chiar trebuie. Sunt multe învățături pe care poți să le iei de acolo. E un film foarte frumos. Și gata. Deja s-a făcut ora. Este 10. Este 10 fără 10 minute. Eu abia am ajuns acasă. Nici nu știu la cât s-a terminat filmul, probabil că acum vreo jumătate de oră sau ceva. Și trebuie să mă pun pe editat. Deja văd că mi-ați scris și pe Instagram, hei, ce se întâmplă, n-avem clip. Nu v-am anunțat, poate că era mai ok să vă anunț că întârzi un pic clipul, dar până în 12 eu zic că intră. Cred că am timp să editez, să se exporte, să-l încarc și o să vă anunț pe Instagram când intră. Mă rog, ei, nu trebuie să vă zic asta acum, că dacă vedeți treaba asta și auziți ce vă zic, înseamnă că deja l-am pus. În fine, I'm gonna shut up. Da, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, vă pup și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa!